Giurgiuvenii s-au putut bucura în această duminică de un nou târg și nu unul oarecare, ci unul de vechituri. Târgul se organizează duminical pe platoul din vecinătatea hotelului Steaua Dunării și este deja bine primit. Gândesc eu că e bine și că s-a înființat sau eu știu că a dat voie și în Giurgiu să facă așa ceva, pentru că sunt oameni care au bani mai puțini și poate sunt piese care alții le aruncă și altul are nevoie de el. E binevenit târgul ăsta, că bine, eu am mai fost, dacă am colindat prin toată Europa asta, am mai văzut. Sunt lucruri și bune și rele. Asta e ce să facă omul. Deci am venit ca și vânzător, cauciucuri de iarnă, să vedem cum merge și în funcție de cum merge, în fiecare duminică vom fi prezenți la târg. Ți-e binevenit în Giurgiu? Pentru că în lume mai caută și ceva mai vechi. Mai de mult timp mă duceam la București, la târg, la Vitan. Acum e bine și pentru noi. Da, da. Și să fie susținut. Să fie susținut. Majoritatea celor prezenți la târg au venit să vândă ce le prisosește pe acasă. Obiectele scoase la mezat fiind foarte diverse, de la piese de schimb pentru mașini și biciclete, la obiecte de artizanat a căror glorie de mult a apus. Deocamdată participarea la târgul de vechituri este gratuită, organizatorii neimpunând taxă de intrare. Dacă târgul va avea popularitate, este posibil ca în incinta sa să se organizeze o zonă cu vânzări mașini second hand.